Pentru conținut extra, abonați-vă la cele două canale din descriere. Nu uitați să dați like! Prințul Jumon, episodul 14. Jumon se hotărăște să părăsească iarăși palatul și îl roagă pe Ieon Tabal să îl angajeze ca slujbaș. Plecarea lui Jumon de la palat îl dezamăgește pe Ohmahieop, care spera la o funcție importantă. Regele află că Jumon lucrează pentru Ieon Tabal și îi spune și lui Yuhua pentru a o liniști, însă aceasta nu înțelege motivul pentru care Jumon a luat o astfel de decizie. Desoșibu de Ukbulmerg în numele regelui Jeumhua la comanderia Hieontu pentru a detensiona problemele apărute cu Han în urma descoperirii armelor vândute de Puyeo. Deso speră să reușească ridicarea interdicției de a mai importa sare din Han. Guvernatorul Yan Zhong îi tratează cu total dispreț pe cei doi, spunându-le că nu are nimic de negociat, iar singura concesie pe care Leo poate face este aceea de a-l chema pe rege personal, pentru a înmâna ordinul împăratului Han. În fața acestei atitudini insultătoare, sugestia primului ministru Bu Deukbul este să se întoarcă în Puyeo și să se sfătuiască și cu alți miniștri. Deso însă nu poate renunța, gândindu-se mai ales că aceasta poate fi o șansă pentru el la titlul de prinț moștenitor. Între timp, Yeomieul se hotărăște să aibă o întrevedere cu regele Jeumhua, în cadrul căreia își exprimă regretul față de decizia regelui de a alege prințul moștenitor. Enervat la culme, regele Jeumhua îi răspunde că în niciun caz nu va discuta chestiuni ale statului Puyeo cu cea responsabilă pentru încarcerarea lui Haemoso timp de 20 de ani, cea responsabilă de moartea lui Haemoso. Vă mulțumim pentru vizionare! Abonați-vă la cele două canale din descriere pentru a afla ultimele noutăți despre serialele tale preferate.